fiul risipitor și fratele său, Constantin Noica. Lasă adevărurile teologiei deoparte, nu te gândi la cuvânt, nici la învățătură, cu atât mai puțin la dogmă. Privește viața creștinului așa cum este ea, așa cum poate fi ea, pe măsura de totdeauna a omului. Vei vedea atunci că polii ei nu sunt decât aceștia. Fiul risipitor și fratele său. Între aceste două capete se petrece viața noastră creștină, cu triumfurile, dar mai ales cu impuritățile ei. Fiul risipitor greșește pentru că ignoră, nu cunoaște încă pe Dumnezeu și, într-un sens, se ignoră și pe sine. Pleacă în lume ca să se caute, ca să-l caute. Va păcătui mult? Da, va fi numai păcat, sete, curiozitate, ardere. Dar norocul său e tocmai că ignoră. Tot păcatul lui de rătăcitor prin lume ține de neștiință, adică de nevinovăție. De aceea tatăl îl iartă. Și cine știe dacă Dumnezeu nu-l mântuie? Fratele fiului risipitor greșește pentru că știe cunoaște pe Dumnezeu și se cunoaște pe sine trăiește după poruncă de ei se va porunci mult se va supune mult dar știe că se supune știe că este numai supunere tot păcatul lui de ființă stătătoare și ascultătoare stă în aceasta că alături de faptă are și cunoașterea faptei sale cum poate fiul risipitor primi ceva de la tatăl său când el, fratele care se știe bun, n-a primit încă totul? De aceea tatăl nu îl răsplătește. Și cine știe dacă Dumnezeul mântuie? Nu e de întrebat cine dintre ei este mai bun. Niciunul n-are dreptate și niciunul nu e bun. Dar amândoi sunt vii. Iată adevărul amândoi trăiesc din plin, la oaltă sau deosebiți, în văzul lumii sau ascunși de ea, trăiesc din plin în inimile noastre de creștini. I-au purtat cu ei și sfinții. Îi poartă ca pe cele două tipuri de viață între care puținătatea noastră se mișcă fiecare dintre bunii creștini. Căci creștinătatea înseamnă viața acestora care suntem și suntem cu fiul risipitor sau cu fratele fiului risipitor când nu suntem cu amândoi. Nu pot spune hotărât lucru cine din ei greșește mai puțin. Dacă păcătuim, așa cum spunea odată un sfânt și teolog, că păcătuim în genere din trei îndemnuri, din voluptate, din curiozitate și din orgoliu, atunci, fiul risipitor și fratele său sunt la fel de vinovați: Căci primul păcătuiește mai ales din voluptate, ultimul păcătuiește mai ales din orgoliu, iar amândoi păcătuiesc în felul lor din curiozitate. Fiul risipitor din curiozitatea deschisă a aventurierului, iar fratele fiului risipitor din curiozitatea meschină a reținutului. Poți prefera un stil de a fi altui stil de a fi, dar amândoi sunt și amândoi greșesc pentru că sunt. ce face atât de vii? Poate dublul acela instinct despre care spunea odată Kizerling că însuflețește toată existența noastră ca oameni, foamea originară și frica originară. Căci fiul risipitor stă sub semnul foamei: e înfometat de lume, de noutate, de cheltuire. Iar fratele fiului risipitor stă sub semnul fricii: se teme să nu piardă, se teme să riște, se teme să dea. Și iată-i pe amândoi, față în față, după ce unul a ocolit lumea, și celălalt și-a îngrijit propria sa grădină. Iată -i acum ca două fețe ale vieții, iarăși. Nu-i vedeți pe ei peste tot? Mi se pare câteodată că îi pot vedea și în Marta și Maria. Marta e ursuză, închisă, vrednică, firește, dar nemulțumită ca fratele. Și Maria e risipitoare ca fiul. Dar destinul fiului risipitor e să se piardă în acțiune pe când Maria se pierde în contemplație. E între ei toată distanța de la spiritul masculin la spiritul feminin. Încolo însă sunt aceiași. E o întreagă lume în fiul risipitor și fratele său și e atât de plină viața din ei încât niciunul nu poate fi judecat etic fratele cel bun încorporează etica, dar singur fiul risipitor ar putea scrie una, căci etica e o simplă perspectivă asupra vieții și creștinismul viață nu s-a acoperit niciodată cu o singură perspectivă. Parabola fiului risipitor e parabola fiului și a fratelui. E parabola celor doi copii care sunt copiii pământului.